Un cetățean bulgar și-a pierdut viața seara trecută în urma unui accident rutier petrecut pe DN56A pe raza localității Mehedințene Vânători. Impactul frontal între un autoturism și o autoutilitară s-a soldat cu 4 victime, 2 dintre acestea rămânând încarcerate. Din păcate, pentru bărbatul de 49 de ani nu s-a mai putut face nimic, manevrele de resuscitare ale medicilor sosiți la fața locului fiind zadarnice. Seara trecută, un apel la 112 anunța o nouă tragedie pe șoselele din Mehedinți. Oamenii legii s-au deplasat alături de echipaje ale ambulanței la fața locului, unde au constatat că un autoturism și o autoutilitară s-au lovit frontal după ce unul dintre șoferi a intrat pe contrasens. În urma puternicului impact, ambii conducători auto au rămas încarcerați, fiind grav răniți, unul dintre aceștia pierzându-și viața. La data de 20 ianuarie anul curent, în jurul orei 22, pe drumul național 56A, în localitatea Vânători, s-a produs un accident rutier soldat cu victime omenești. La fața locului s-au deplasat polițiști din cadrul serviciului rutier, care în urma verificărilor efectuate au stabilit că un cetățean bulgar, în timp ce conducea o autoutilitară pe drumul național 56A în localitatea Vânători, a intrat în coliziune cu un autoturism condus de un tânăr de 27 de ani din județul Mehedinți. Din accident a rezultat vătămarea corporală gravă a conducătorului auto de 27 de ani, care a fost transportat la o unitate medicală pentru acordarea de îngrijiri de specialitate, precum și decesul unui bărbat din județul Mehedinți. Seara trecută, două echipaje de pompieri din cadrul stației Vânju Mare au intervenit cu o auto specială de stingere, cu modul de descarcerare și o ambulanță smolt. În accident au fost implicate 4 persoane, dintre care 2 au rămas încarcerate. Cu ajutorul accesorilor din dotare, pompierii mehedințeni au intervenit imediat pentru extragerea victimelor, pe care le-au predat echipajelor medicale SMULT și SAJ. La sosirea echipajelor medicale s-au găsit 4 victime, 2 încarcerate și 2 stabile. Colegii pompieri de la descarcerare ne-au predat cele 2 victime, un bărbat de 49 ani, fără funcții vitale, leziuni incompatibile cu viața, a fost declarat decedat. Celălalt bărbat, în vârstă de 26 ani, cu politraumatism, traumatism cranian, toracic și luxație femur drept, a fost stabilizat și transportat la UPU Turnul Severin. Cele 2 victime stabile au refuzat îngrijirile medicale la fața locului. Tânărului în vârstă de 27 de ani, aflat la volanul autoturismului care a provocat accidentul, i-a fost întocmit dosar penal și este cercetat în prezent sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de ucidere din culpă și vătămare corporală din culpă.